Iubiți credincioși, zi luminoasă astăzi, zi binecuvântată de Dumnezeu, în care facem pomenirea nașterii Maicii Domnului, praznic, iubit praznic cinstit în bisericile ortodoxe de pretutinde. În mod deosebit în bisericile care poartă hramul și o pe Maica Domnului ocrotitoare. În mod deosebit pentru că atunci când cinstim pe Maica Domnului, când cinstim pe un Sfânt al lui Dumnezeu, creăm o legătură între noi și El. Și în această legătură lucrează Dumnezeu, Cel care a sfințit, Cel care a rânduit pe Maica Domnului pe sfinți, să împlinească o lucrare de mântuire și acele lucrări de mântuire
Maica Domnului a răspuns, iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Toți avem un rost, toți avem o chemare pe pământ. Și toți suntem chemați să ne înțelegem și să împlinim acest rost de slujire celor din jurul nostru. În familie, părinți, copii, în rândul nostru, acolo unde suntem puși, la slujbă, între vecini, aducând zâmbetul nostru, nădejdea noastră, dar și puterea de a rămâne statornici în adevăr și în valorile pe care Dumnezeu ne le-a descoperit ca fiind valori ale vieții, valorile veșniciei nestricăcioase. De aceea, în această zi, cinstind pe Maica Domnului, cinstim darul lui Dumnezeu pentru lume, împlinirea acestei lucrări de mântuire. Și cea mai mare mulțumire pe care o aducem lui Dumnezeu pentru aceasta este întotdeauna Sfânta Liturghie. De aceea, după ce preotul sfințește pâinea și vinul care se transformă în trupul și sângele Domnului, ca să ne transforme pe noi înșine după chipul Domnului să ne sfințească, preotul aduce mulțumire, încă aducem această slujbă duhovnicească ție, Doamne, pentru cei adormiți într-o dreapta credință. Strămoși, părinți, patriari, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, muceniști, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept care într-o credință s-a desăvârșit. Și după ce închide preotul acest gând de mulțumire, imediat în continuarea cinstirii, în mod distinct, mai ales pentru prea sfânta curata, prea binecuvântată născătoare de Dumnezeu, mai ales pentru ea, aduce mulțumire Domnului, pentru că a început o lucrare dătătoare de sens în istoria lumii. De aceea, Sfânta Liturghie presupune și din partea noastră o pregătire, o înainte rugăciune făcută de către noi înșine, o pregătire a fiecărui preot, dinainte de a începe liturghia, pregătire cu mult înainte a venirii credincioșilor, care începe de seară când își pregătește prescura și vinul și rândește cele de trebuință în altar. Ultima pregătire pe care o facem acum înainte de a începe liturghia, când diaconul rostește vremea, este Domnului a lucrat de aici înainte. Noi am lucrat cele ce am avut până aici, de aici înainte, Domnul împlinește taina sa. Ultima pregătire așadar pe care o facem acum este rugăciunea de dezlegare a păcatelor, pentru ca cele ce sunt cu umbră sau cu greșeală înaintea noastră, știute și neștiute, să recurețe bunul Dumnezeu, astfel încât harul lui Dumnezeu să ajungă în suflet curat, în suflet luminat, ca un pământ roditor, precum spune Domnul de sămânța cea bună, care a rodit, că sămânța aceea închipuie pe omul care cu inimă bună și curată împlinește cuvântul lui Dumnezeu și aduce rod. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Fratelor ei, cel ce-i dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, însuți stăpâne, ușurează, lasă, iartă păcatele, nelegiuirile, greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele cu călcare de poruncă și cu neascultare, ce s-a făcut de către robite aceștia, frații și surorile noastre ce sunt de față. Și câte ca niște oameni purtători de trup și viețuitori în lume au alunecat și au greșit cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință sau cu neștiință în timpul nopții și în timpul zilei, sau sub blestem și afurisene de la chiereu ori de la preot au căzut, sau pe ei înși s-au blestemat, sau cu jurământ pe numele lui Dumnezeu s-au jurat și l-au călcat, sau din mânia cea fără de socoteală pe vreunul din creștini au afurisit sau blestemat, sau nebunește au vorbit, sau osândit, sau crevetit, sau vorbesc purcate au vorbit, sau opismuit, sau omințit, sau au ținut minte rău. Ori cu mânie s-au pornit, ori s-au mândrit, ori au vicănit, ori camăt au luat, ori s-au trândăvit, ori în deșert s-au mărit, ori în iubire de argint au căzut, ori s-au îmbătat și au vărsat, sau la fermecătoare, vrăjitoare, descântătoare și la alții asemenea acestora au alergat. Sau peste măsură au mâncat, sau cu nesați au fost și a doua oară au mâncat, sau desfrânare, prea desfrânare, sau în alt chip oarecare au făcut păcatul desfrânării.
ori au bătut, ori au vătămat, ori au lovit, ori pe cineva au scuipat, ori au răpit sau furat, sau fără milă și cu scupete au îngreuat pe cineva, sau pe săraș n-au miluit și nu l-au făcut bine după puterea lor, sau în gând au hulit, sau de lucruri necuvincioase și-au adus aminte, sau au părât, sau sâmbătat au făcut. Sau pe fratele lor l-au scârbit, sau l-au urât, sau l-au amărât. Ori la rugăciune și cântare, stând mintea lor, s-a bătut la bicănii și deșertăciuni lumești. Ori ca niște ropânte celui s-au făcut, sau ce nu se cade, au vorbit. Ori pe ascuns s-au mâncat, sau ceva necurat au mâncat. Ori cu semeții au grăit, sau nebunește au râs, sau frumusețe străină au văzut și cu dânsa și-au rănit inima. Ori vorbe de șarte și netrebnici au grăit, ori de păcatele fraților lor au râs și au osândit, iar ale lor păcate și nelegiuiri nu le-au socotit. Sau de rugăciune nu s-au îngrijit, sau poruncile duhovnicilor lor n-au păzit. Ori s-au lenevit, ori nebăgători de seamă a fost la cele ce aveau de făcut, ori răbdare n-au avut. Și nu da omului cu diavolul împărtășire. Ceartă duhurile necurate, zdrobește pe Satan sub picioarele robilor tăi, înnoiește pe dânsi în Sfântul tău Duh, împreună cu Sfânta ta Biserică, și izbăvindu-i de toată lucrarea celui potrivnic, înfățișează-i înaintea Sfântului tău jertfelnic și învrenicește-i Sfintelor și de viață făcătoarelor tale taine. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru dânsul, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnului să rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu, la toți implore, alege pe rugul acesta, fratele nostru, monahul Samuel, și sfințește pe el. Și de lui să învețe și să citească cu toată înțelepciunea și priceperea dumnezeiește tare cuvinte, păzindu-l pe dânsul în viață curată. Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni au mi-a născut Fiului Tău cu care împreună ești binecuvântat. Vrea Sfântul și Bunul și viață pe Domnul Tău Bun. Acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului vostru, preasfinții de stăpâne, mare este, rugim glasul al treilea, mare este Domnul nostru și mare este tăria Lui, ce crece grea Lui mare cu dar, lăudați pe Domnul că bine este a cânta, Dumnezeu nostru plăcut, Tu este cântarea. Înțelepciune! Din Epistola întâi către Corintenia, Sfântul Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte! Fraților, nu mâncarea ne va așeza înaintea lui Dumnezeu, că nici dacă vom mânca, nu ne prisosește, nici dacă nu vom mânca, nu ne lipsește, dar vedeți că nu cumva această libertatea voastră să ajungă cu tignire pentru cei slabi, fiindcă de teară vedea cineva pe tine cel ce ai cu cunoștință, că cei slămați sunt templul idolilor, oare cunoștința lui, slabă, slab fiind el, nu se va întări să mănânce din cele jertfite idolilor, ci va peri prin cunoștința ta, cel slab fratele tău, pentru care a murit Hristos. Pace ție, cititorule! Și Duhului vostru, preflați, prea sfântite stăpâne! Thank you.
poruncit. Ca Sfințite Stăpâne, spre cel ce mi se aducea înainte, monacul sau el, spre a fi hărătesit, ipoliacul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, trage prin unul și același loc sfânt, ai împărțit fiecăruia dintre cele și darurile. Când ce dăruit bisericii tale, cele de multe feluri, și drept de slujba ai așezat în ea, spre a sluji Sfântul și prea curatelor tale tare. Cel ce cu atâta negreită mea înainte știință, ai rânduit pe rogul tău acesta, monacul Samuel, a fi vrednic să slujească Sfintei tale biserici, dânsul să te repăzește pe dânsul pentru toate neosândit. Și lui să iubească bunăcuvința, a să-i la a doua venire a ta, de răzbata celor ce bine au plăcuție. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cât sunteți credincioși? Toți. Mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru buna stare a Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă în ea, Domnului, să ne rugăm. Sfințitul Părinte nostru Teofan, Arhiepiscop Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru Preasfințitul Părintele nostru Nichifor Bătășăneanu, Episcop Vicar al Arhiepiscopii Iașilor, pentru cinstita preoțime și cealaltru Hristos Diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm. Pentru preacuviosul Părintele nostru Zareț, Arhimandritul Nicolin, împreună cu toți părinții, frații, ostenitorii și binefăcătorii acestei sfinte mărăsiri, Domnului să rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă-ne se pare de Dumnezeu, miluiește-ne! Pe voi înșine și unii pe alții și toți, viața Amen.
prin cer și vers și cercetează via aceasta pe care a slăvit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră, ce se numește Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o spăț mare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc. Spune-i doar ca să-mi ajute. Dar Iisus răspunzând i-a zis, Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a luat partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul, Fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sunt. Pentru apărarea patriei și a dreptei credințe, pentru întregirea neamului. Curea de și vecilor!
fi hirotonit diacon, pe seama mănăstirii Hadâmbu cu hramul, nașterea Maicii Domnului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne ridicăm pe Sfine ților cernicul ipodiacon Samuel în diacon, să ne rugăm dar pentru acesta ca să vină peste el harul întru tot Sfântului Duh. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cela ce cu a Ta mai înainte știință ai trimis darul Sfântului Tău Duh peste cei ce s-au rânduit de puterea Ta cea neurmată, a fi liturghisitor și a slujit prea curatelor Tale taine, însuși stăpâne și pe acesta pe care ai bine, care ai binevoit a se rândui prin mine în slujirea diaconiei, păzește-l în toată sfințenia, având taina credinței în cuget curat. Dăruiește și lui harul pe care ai dăruit lui Ștefan, întâiului Tău mucenic, pe care ai și chemat cel din tine la lucrarea diaconiei, și învrednicește pe dânsul după a Ta bunătate, ai economisit treapta cea dorită lui de a Ta bunătate, pentru că cei ce bine slujesc bună cinstire și agonisesc și-l arată pe dânsul desăvârșit slujitor al Tău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de soi și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfințindu-l Părintele noastră, Nichifor Bătoșeneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, pentru Arhieria Apărarea, îndelunga petrecere, pacea, sănătatea și mântuirea Lui și pentru lucrul mâinilor Lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Domnului Dumnezeu, ipodiaconul
Samuel, care acum se prohisește diacon, și pentru mântuirea lui Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni Dumnezeu să-i dăruiască lui diaconie curată și neprihănită, Domnului să ne rugăm. Pentru orașul acesta, țara aceasta, satul acesta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să ne izbăvim noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Dumnezeule, Mântuitorul nostru, cel acum ce nesicăciosul tău grai, ai dat apostolilor tăi legea diaconiei, și pe întâiul mucenic Ștefan ai arătat a fi unul dintre ei, și pe dânsul întâi l-ai chemat a împlinit slujba diaconiei, precum este scris în Sfânta ta Evanghelie, cel ce voiește să fie întâi dintre voi să fie vouă slugă. Tu să pe al tuturor și pe robul tău acesta, ipodiaconul Samuel, pe care l-ai îmbrăvișit a intra în slujba diaconiei, umple de toată credința, dragostea, puterea și sfințenia, prin venirea Sfântului și de viață Făcătorului tău Duh asupra lui. Deci, nu prin punerea mâinilor mele peste dânsul, ci prin trimiterea îndurărilor tale celor multe, să de celor vrednici ai tăi harul, pentru ca și acesta, în afară de orice păcat, să se înfățișeze ție curat, în ziua cea înfricoșătoare a judecății tale, și să primească nemicinoasa răsplata făgăduinței tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului. Păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Domnului să ne rugăm. Cel ce binecuvintește, cei ce te binecuvintează, Doamne, sfințește pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinirea bisericii Tale păzește, sfințește pe cei ce iubesc podoba casei Tale. Tu pe aceștia preamărești cu dumnezeiască puterea Ta și nu ne lăsa pe noi cei care nădăjduim pentru Tine. Pace în lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților și la tot poporul Tău. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorând la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă, mulțumire și închinăciune noastră. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii noi. Mulțumim lui Dumnezeu, iubiți credincioși, pentru ziua aceasta minunată, pentru vremea bună pe care Domnul ne-a pus-o în această slujire de bucurie. Mulțumesc Părintului Stare și Obștii Mănăstire pentru buna rânduială și dragostea cu care ne-a primit și v-a primit.
Și în ultimul timp vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați împărtășit cu noi acest moment de bucurie, de asemenea cu bună rânduială, cu cinstire, cu drag de Dumnezeu, să vă ajute Bunul Dumnezeu să vă întoarceți acasă îmbogățiți de pacea lui Dumnezeu, de darul lui Dumnezeu, sănătoși și cu putere să prelungiți sărbătoarea și în zilele de trudă și în zilele în care grijile vin asupra. Cu permisiunea dumneavoastră, voi da citire hotărârii Consiliului Local 116 din data de 10.08.2023 privind conferirea titlului cetățean de onoare al Comunei Grăneasa Părintelui Arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hatem. Consiliul Local al Comunei Mironeasa, județul Iași, întrunit în ședința extraordinară din data de 10 august 2023, având în vedere prevederile articolului 129 aliniatul 13 și articolul 139 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, având în vedere referatul de aprobare al primarului Comunei Mironeasa, prin care propune spre aprobare conferirea titlului cetățean de onoare al Comunei Mironeasa Părintelui Arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hatembu, înregistrată sub numărul 6817 din 8.08.2023. Având în vedere prevederile regulamentului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Mironeasa și al statului Comunei Mironeasa, având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mironeasa, având în vedere rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, prin care avizează favorabil proiecte de hotărâre și înregistrate sub numărul de 6870 din 9.08.2023. În temeiul dispozițiilor articolului 196, aliniatul 1, din ordonanța 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Îmi cer scuze că am o mare emoție. Articolul 1. Se conferă titlul de cetățean de onoare al Comunei Mironeasa vrednicului Părinte Arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hatâmbu, cu domiciliu în satul Schitul Hatâmbu, Comuna Mironeasa, județul Iași, pentru contribuția semnificativă în promovarea imaginii Comunei Mironeasa printr-o remarcabilă activitate în slujba Bisericii Strămoșești, cât și pentru lucrarea administrativ și social filantropică desfășurată în ultimii 33 de ani, atât la mănăstirea Hatâmbu, cât și în parohiile din Comuna Mironeasa și din alte localități. În semnele care atestă calitate de cetățean de onoare al Comunei Mironeasa, vor fi înmânate în cadrul festiv, așa cum este astăzi. Primarul Comunei Mironeasa, la articolul 3, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezente hotărâri din compartimentele de specialitate ale primarului, iar secretarul general al Comunei o va duce la cunoștință publică și o va comunica primarului Comunei Mironeasa, compartimentului de contabilitate și altor persoane și instituții interesate, instituției prefectului județului Iași pentru control și legalitate, președinte de ședință consilier local Stoica Mirela, contrasemnează pentru legalitate secretar general al Comunei Mironeasa Coneac Marcela. Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară cu un număr de 14 voturi, împotrivă nimic, abțineri nimic, au participat 14 consilieri locali prezenți, dintr-un număr de 15 consilieri, unul fiind învoit că au fost bolnăvior. Și n-a putut să vină. Îmi dau citire, ținem pe asta, o emoție, părinții tari. Deși știți că întotdeauna când sunt la dumneavoastră, și lângă microfon. Dumneavoastră, mă apuc un tremur așa din... Lângherea. Microfonul ăsta, tu... Și lângă părintele. Așa, stai așa că... Mai țin un pic aici, mă citesc. Da. Primăria Comunei Mironeasa, Consiliul Local Mironeasa, județul Iași. Prin hotărârea Consiliului Local Mironeasa,
numărul 116 din data de 10 august 2023, se conferă titlul de cetățean de onoare al Comunei Mironeasa județului Iași, arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Sfintei Mănăstiri Hadâmpu din Comuna Mironeasa, județul Iași. În semn de înaltă recunoștință și apreciere pentru bogata și rodnică activitate în slujba Bisericii Strămoșești, pentru dezvoltarea complexului monahal de la Sfânta Mănăstirea Hadâmpu, pentru lucrarea administrativă și social-filantropică desfășurată în ultimii 33 de ani, atât la Mănăstirea Sfânta Mănăstire Hadâmpu, cât și în parohiile din comuna Mironeasa și din alte localități. Părinte Stareț, cu dragoste și pot spune că un pic din vrednicie o am și de la dumneavoastră, emoțiile sunt foarte mari, vă dăruiesc în numele comunității noastre, a Consiliului Local, a primăriei noastre, cu toată dragostea și vrednicia și o meritați, cetățean de onoare a Comunei Mironeasa, sunteți primul pe listă și poate vor mai veni. Ai ajutat, de-ai făcut ce ni s-a dat, ajută-ne, măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Ne-am ușurat sufletul, ne-am îndreptat umbletul. Ne-am ușurat sufletul, ne-am îndreptat umbletul, ajută-ne, măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Împăcați cu Dumnezeu și hrăniți cu Fiul Său. Împăcați cu Dumnezeu și hrăniți cu Fiul Său. Ajută-ne, măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Încălzesc de-a ta iubire, noi plecăm de la mănăstire. Încălzesc de-a ta iubire, noi plecăm din mănăstire. Ajută-ne, măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. În suflet ducem credință, dragoste și pocăință. În suflet ducem credință, dragoste și pocăință. Ajută-ne, măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. În inim ducem tărire și cerească bucurie. În inim ducem tărire și cerească bucurie. Ajută-ne, măicuță, să ne rugăm mereu, să credem totdeauna că este Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în cer, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Născătoare, Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, și desfăgând blestemul a dat binecuvântare, și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, care nu înlături icoanele Sfinților Tăi, ci cu dragoste le primești, binecuvintează și aceste icoane cu binecuvântarea Ta cea cerească prin stropirea cu apă sfințită și prin ungerea cu un de lemn sfânt de cinstit după vrednicie și cerând dumnezeiasca Ta milostivire, iar de la ea ajutor, sprijin și mijlocire către Tine, Dumnezeul nostru, ca de la niște slujitori și prieteni de aproape ai Tăi, fă prin bunătatea Ta și prin rugăciunile Sfinților Tăi să primim de grabe tare păcaturi, dăruindu-ne ca un gust să fim moștenitori împărăției Ta. Că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, caută cum cu milosivire spre rugăciunea mea a smeritului și nevrednicului Tău slujitor și trimite harul preasfântului Tău după este un delemnul acest și abătuielor diavolești. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini, și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor moștenirea Ta. Acelui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta până.